Bun. Cred că tot e ok. Pare să fie perfect. Mă aud, ar trebui să mă aud. Primul a fost Ionică, salut Ionică, binevenit. Salut Alin, binevenit. Hello Life World English Toca. Nu știu dacă am citit-o corect, dar sper. Salutare Gabi JXD, bine venit. Salutare Daniel, bine ai venit. Bun, stați așa. Acum să deschid eu toate cele. Luțul l-am punit din timp, deci nu mai am treabă cu el. Ești din Craiova? Nu, nu sunt din Craiova. Dar nu sunt nici foarte departe de Craiova. Am fost pe la Craiova. Așa. Cine a dat circuit? Să știi că alea chiar sunt în parcare, uite. Deci, în ambele parcări să... au venit băjeții, să zic așa, și s-au învârtit un pic. Dacă au fost, le-am pus. Deci, am respectat realitatea. Să zic așa. Bun. Hai să-mi deschid și maps-ul și ăla e. Slatele Levop, bine minte. Ha, eu sunt pe aici. Au, da, chiar. Stai așa. Stai așa că mi-am amintit ceva, Levop. Gata. Căruță de cumpărături. Să știi, să știi. Prin apropiere ar fi... bine, nu chiar apropiere, 80 de kilometri e ceva. Dar am făcut și Fidiașul. Exact, filia și făcut, restul urmează. Bun, bun, bun. Hai să vă arăt ce am mai făcut. Deci am continuat zona asta după pod. Am terminat aici podul și am continuat în coș. E destul de simplist. Aici m-am folosit un pic și de noua micunaltă de la Vertex. Să dau așa dealurile alea în distanță. Nu se prea observă, dar... Iată că se observă ce tot spun. E ok. E ok. Cu rom și prin filiaș și doar pe strană. Păi, filiaș are 5 metri, Levop. Salutare, Denis Andrei. Bine venit. Gabi Craiova nu va fi în întregime. Pe viitor va fi o parte din oraș făcută cu moi spre Calafat, dacă știi la ce mă refer. O să fie câteva bulevarde, străzi, dacă le pun numi așa, care o să ducă pe E79. O să fie și fabrica Ford făcută, deci deocamdată însă doar atât. Tot era timpul lor. Așa, deci vă arătam cea mai... Parcările astea le-am făcut. Salutare Nicu Tănase, bine venit. Măcar să-mi pus strada din Fiaș cu 4 benzi. De unde? Păi... Dar gândește-te, Levop, că de la Filiaș până la Craiova drumul are 4 benzi. Și pe DLC au făcut 2. Adică, na. Așa, deci am făcut parcarea asta aici frumos. Bun, bine, puteți să și dormiți aici. Și încă una aici. Știu la ce te referi. Salutare Robert Gamer, bine venit. Cum merge? Merge, merge. Salutare Alex Merge, bine venit. Cât mai e până la final? Păi asta vă arăta cum Ionică. Chiar acum vă arătam. Ai făcut ceva din Olt? Județul Olt? Nu. Din județul Olt încă nu este nimic. Pe viitor va fi. Ceaurele și Ceaurele... A, da, chiar. Salutare Ceaurele, bine venit. Așa. Deci, azi aș vrea să termin. Nu știu dacă și reușesc. Mai am pe aici foarte puțin.
până la giratoriul ăsta. Aici la dreapta o să fie spre Craiova și aici o să fie spre Caracal, dar eu mă opresc aici, la giratoriul ăsta. De băieții care dau cercuri. Să știi, să știi, ai dreptate. Nu m-am gândit la asta. Și că scot încă un DLC. Da, am văzut și eu cu Iberia. La 1.19. Bine, aia cu să fii serios, Ali, deci înțeleg că i-au tăiat satele între Craiova și Filiaș. Aici înțeleg. Dar să efectiv să schimb drumul. N-am recunoscut aproape, ce aproape, cam nimic până la Craiova, de la Filiaș. Adică, să nu mai spun de Târgu Jiu, Rovinaj. Și după aia Filiaș. Mai bag Ia cu stați așa lumina un aprinsă, pic. hai și cu lumina aprinsă. Așa, hai să continuăm. Deci, cum ziceam, între Filiaș, Târgu Jiu, bine, Hunedoara, cu Elai pe DLC, nu e decât un sat făcut, că Rovinarea e oraș. Deci nu e decât vârț. Și nici ăla nu e făcut excelent. Avem și un luț? O 101 de la Levo, mi-e tare mult de luț. Levo, dar nu e 101. Mai vine și unul de la Alex, mi-a zis tare mult de luți. Alex, încă n-a ajuns, dar o să vină. Și te și salut. Deci stai așa, de că tu ai mai mult de 101. Ai 102. Luțuri. Dar e bine venit și ăla. Bun. Și fără alte multe cuvinte, să intrăm am pâine, cum s-ar zice. Să-i dăm bice, că după aia am alt drum de început. După asta vine drumul Sebeș Alba Iulia, care urmează să-l fac. E un național destul de micuț, dar o să-l fac și pe la. Deci o să fie. Bun, stai să văd cum vine pe aici cu terenul și astea, să-mi fac o idee din timp. Ca să știu așa la ce să mă aștept. Aici o să vină câteva case. Bun. De făcut podul peste Mureș? Unde? Stai așa, că unde e podul? Te referi pe drumul... Mă gândesc, te referi spre Alba Iulia? Nu prea m-am uitat să văd exact despre ce vorba pe drumul ăla. Adică m-am uitat un pic. Dar nu m-am uitat așa de mult să-mi dau seama exact. Păi... În primul rând, astea le cresc. Lângă Alba Iulia. Stai, să văd în primul. Hai că și încarcă, dacă e. Face oare? Asta cred că e. La asta te referi. Că asta nu cred. E prea mic. Îl facem și pe el, nu e problemă. Așa am făcut. Aici mai trebuie
Trebuie întins brazerul. Așa, perfect. Se dau astea mai mari. Nu, 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 mai mult. Nu, 300 cred că e. Da, atât i-am dat. Și pe partea asta cred că e 150. Perfect. Asta pot să-l întind de pe acum. Așa. De ce scrie Coșava acolo? Sau mi se pare... Unde scrie Coșava? Terminați drumul? Păi aș vrea să-l termin. Dacă reușesc să-l termin, e super. Dacă reușesc. Dar unde te referi că scrie Coșava? Fotbalist de România. Nu cred că scrie niciunde Coșava. Nu cred că mi-ar fi scăpat. Coșava scrie altundeva, dar Coșava e o localitate mică. N-ar trebui să... Unde pui tu iarba scrisul ăla cu alb? E unde? Stai că eu încă nu înțeleg. Te referi la harta aia de acolo? Iarba. Nu știu, caz, știu că nu scrie niciunde. Cred că spune când apare... Coșoveni. Am înțeles. Asta e ce vede de sus. Am înțeles. La asta vă referiți. Bine, deci în teorie centura aici se încheie, dacă e să urmez harta asta. Bine, la scara 1-5 mie undeva pe aici mi se încheia. Nu e chiar cum ești, dar am mai lungit-o ca să încapă când o să fie orașul Craiova în sine, să aibă mai mult spațiu decât mi-a spus și Alexandru. Deci un pic mai mare făcută centura de scara 1-5. De-aia ajung tu mai la Coșoveni. Păi vine aici Caracalul, Roșiorii de Vede, Alexandria, Slatina, Balci, etc. Deci na, e o localitate, nu e Coșava, e Coșoveni. Mai trebuie întins un pic, poate. Nu știu, mi-a intrat în Coșoveni? Păi, dar nu e făcută. Stai un pic, deci Coșoveni nu ține de centură, Robert. Coșoveni e la stânga, deci cum o iei pe aici spre Caracal, vine Coșoveni. Doar că nu e făcut, asta e treaba. Eu fac centura. N-are treabă. Mai spre dreapta? Nu. Va fi tăiat din altă parte, Alex. Se va tăia altă zonă. Un pic, vor fi cel mai probabil o zonă de câmpie. Se vor mai tăia câțiva metri la aia, știi? Ca să facă loc la Craiova. Craiova? Intrarea la Craiova? Bine. Hai, ce arată.
să încarci. Așa. Aici e centrala de la Pișalnița. Pot aici, în teorie, Craiova. Deci oficial aici am fi în Craiova. Încoace vine orașul în sine. Asta o să fie pe viitor. Și pe aici începe centura. A, și să nu uit, am mai făcut ceva modificări. Mai pe românești am peticit centura. Pe aici. Sunt niște petice drăguțe. Că au pus ăștia de la DRDP Craiova. Zona care administrează drumurile. Un videoclip cum urcau pe aici podul și se vedea foarte clar că sunt petice. Deci m-am conformat și eu. Așa, aici începe centura. Adică e deja centura. Ce o firmă. Pe acolo la spre Craiova, bine, nu o să fie. Deci asta frumos radarul. Aha. Pensiunea Ștefan. Mai multe depozite. Din nou orașul e la dreapta. Pe aici câteva gropițe, petice, alea. Și pe aici avem și o fetiță. Așa. Dar exact, păi uite Alin, chiar aici. Deci în centură sunt și fetițe. Bun. Aici alt giratoriu. Frumos încolo din nou Craiova. Și aici Medis Events. Așa, încolo deja se vede orașul în sine. Se va vedea mult mai bine când urcați pe aici. Pam, pam, pam. Uitați aici. Frumos. Aici ar mai trebui să mai pun ceva teren. Modelul făcut... Ce, fetița? Nu făcea ZCS așa ceva. Aici la stânga e parcul industrial. Parc industrial Craiova. Aici aveți un service. De aici, o să... aici aveți un garaj. Și aveți și un... o firmă. Fabrica de avioane de unde să luați curse. Perfect. Continuăm pe aici. Aici deja intrăm din nou cum ar veni în Craiova. Hai să terminăm centura de nord. Cu aceea ar fi orașul, doar că noi aici o luăm la stânga. Aici stau haterii. Benzinărie, frumos. Așa. O firmă, nu mai știu exact ce e aici. Aici e aeroportul Craiova. Internațional Craiova. Așa. Aici metro, frumos. Aici o să veniți să vă luați și remorci, curse, etc. Dealer Iveco, Volkswagen, un hotel, dacă nu mă înșel aici, Fiat, dealer Mercedes, Rompetrol, mobil, depozit. Altă benzinărie la care am uitat să-i pun aia de prețuri, dar o să o pun. Așa, pe aici o să o luați spre Balș, doar că deocamdată nu va fi. Pe viitor, dacă nu mă înșel, va fi și spre Balș. Și aici începe centura de sud. Aici cum pe centura de sud. Ăsta o să are Bugs Bunny. Benevenit. Și deci asta e centura de sud. Bun, pot peste calea ferată. Așa, parcare. Aici o să puteți să trageți să și dormiți dacă vreți. Așa. Și aici a rămas să fac în continuare. Nu, le-au luat așa de la filia și pe toate, Alin. Adică, lacom, n-am ce să le fac. Deci n-am mai rămas nimic. Le-au luat. Îți dai seama că mor o persoană în filiaș. Ce oferte... Primește familia. Primește acolo prin plicuri. Vreo 10 plicuri de la 10 pompe funebre diferite. Așa. Bun, hai să facem aici în continuare.
Deci noi completat și semnele. Semnele. Adică de direcție, cred că la asta te referi. La toate semnele de genul ăsta. Pentru că mi-a spus Alexandru să nu scriu, pentru că o să folosim noul fond pentru România. Și n-ar avea rost, o să le fac direct în fontul cel nou, știi? Să tot poți, îți dai să te sună cu o grămadă de oferte. Reduceri, nebunii. Deci mi-a spus Alexandru să nu le completez deodată. Când o să avem fontul cel nou, o să le completez. Bun, hai să facem aici frumos. Să mergem și viteza la 10. Super interesant noutul. Mie chiar îmi place ce-am făcut aici. Din ăla trebuie să-l selectez un pic manual. Să-l fac să-și revină la normal. Perfect. Spar așa dealuri din depărtare. Dă un efect interesant. Chiar îmi place. Nu cred, sau nu știu, Alex, dacă vor fi toate. Există o regulă pe drumul Pitești, dai de la pompe, mersi. Mai ieftin ca la Pitești, mor. Cum pot primi mod? Păi poți să donezi, Denis, dacă vrei moderator. De la, cred că 3 euro în sus. Ceva gen. Dacă vrei să asta de întâi mai. Bam, bam. Așa aici poți să... Ce e asta? Asta e noutul de la Vertex. A portat cu 1.36. Și aici mi-e trebuie ridicat un pic. E foarte interesant. Pot să și fac gropi în pământ și... Chiar e fain. Ce au făcut aici cu Vertex-ul. Super tare gândită. Da, efectul ăsta așa de dealuri. Și mi-e trebuie un pic de tot. Ce ziceți? E un efect fain? Eu zic că da. Cum se vede așa în depărtare. Cine dă și 3 euro să-i doresc? Adică am înțeles. Bine, nu știu de ce vreți atât de mult moderator. Ce ai făcut, Denis? L-ai supărat pe domnul Naibot. Ce ai folosit ceva, cred că nu i-a convenit lui. Ce nu i-a convenit domnului Naibot? O să iasă niște peisaje mai naturale cu ăsta, poți să ridici? Păi fii atent ce pot să fac. Ia uite. Adică cred că pot să fac... Sau pot să las în jos. Pot să fac gaură în infern. Pot să-l nivelez la un anumit nivel. E interesant. Cercul ăsta pot să urmăresc, gen, uite, 100. Pot să-l fac așa, să cuprind efectiv toată zona, ai uite. Și bam, am făcut un deal. Scapă de naibă de... Deci e un tool foarte interesant, mie îmi place ce-a făcut el. Da, să nu fi stricat ceva pe aici. Îmi poți spune și mie părerea ta despre Brașov și Constanța de Berezina? Mult succes în ceea ce aștept cu altă să fie lansată. Messi bags banii și o părere? Păi n-am o părere bună de DLC-ul ăla. Nu s-a făcut genial. Nu cunosc foarte bine. De ce să nu cunosc Brașovul și Constanța, dar... Într-un fel nu se putea face centrul orașului, dar... stai așa. DJ Matei 22, mi-ai zis că te-ai abonat. Deci, na. E clar, se putea mult mai bine. Deci e foarte nasol făcut, adică. Am adăugat altceva în editor? Păi, itemele astea. Curve, charger, stai de. Pac.
Așa, uite, am becurile astea, de exemplu, dau la proprietăți și pot să le fac start, fi, sau stai, să le mărimicesc un pic. Așa. Uite. Pot să-i dau să aibă început, uite, pac, vezi, a editat aici începutul, sau să-i dau final, pac, vezi, final mi-a adăugat firele astea. Și pot să-i dau și pe mijloc să aibă reclame, vezi, da. Sau tot la itemele astea, curve, am stâlpii ăștia de curent. Uite, hai să arăt. Și pot să... cu plăcere, bag bani. Pot să fac ceva genul ăsta, uite. Pac. Pot să le schimb scale-ul la building-uri, cum ar veni. Care, building-ul, la, acel, la itemele care sunt în... pot să fac 0-1, ia uite. Și pot să le fac super mici, pot să... Sunt niște chestii interesante adăugate. Ce mai am pe aici pe la curve? Curve. Bine, am pom, bine. Sunt mai multe. Doar că eu n-am DLC-ul. Încă un lucru care îmi place. Uite, pot să pun trecerea asta de pietoni. În primul rând, e și șteasă din câte poți vedea și pot să-i fac așa. Uite. Pot să o fac să fie uzată. Nouță sau... stricată, pot să o fac. Înțelegem. Deci uite ce pot să fac acum. Ceea ce mie nu-mi place la nebunie, mai ales că pot să fac așa, marcajele uzate. Ce puteam să-mi doresc mai mult? Bine, nu pot toate marcaje, trebuie să aibă și variante. Știu că aveam și marcajele astea. Da, uite și marcajele. Și da, sunt liniile din DLC-ul. O să le pun cu... Bine, asta nu prea m-a impresionat prea mult, dar... Uite, asta pot să fac cu direct așa. Vezi? Când am o trece de pietoni, fac așa, așa. Bine, asta trebuie în partea asta. Că vii din coace. Fac așa. Și așa. Bam, și nu trebuie să mai complic o grămadă de linii, vezi? E interesant. Nu, versiunea 1.36 în sine e ca naiba, nu-mi place. Am o grămadă de texturi stricate. De exemplu, în realitate, nu e textura asta, textura, dacă o pun mie așa. Materialul ăsta aici. E gen ăsta, dar ce să pun dacă ăsta e stricat la textură? Adică... Bun, hai să dau un save și să mă apuc al meu acum. Deci nu mi-a schimbat încă părerea aia față de 1.36. Asta e clar, nu mi-au schimbat-o. Bun. Copiez asta de aici. Pac. Ia, vreau să încerc ceva. Și asta le dublez. 400. 500. 600. 7. 9. 800. 500. Că pe aici deja nu mai stă așa mulți pomi. Având în vedere că sunt și mai departe de drum. Îi fac și mai mici. Salutare Marc, bine venit. Salutare Edit Pro, bine venit. Te-am lăsat spune. Ok Alex, vezi că ai drept aici. Vreau să-i fac mai mici. 120. Așa, să parcă să dea efectul ăsta de distanță. Că nu-s chiar foarte aproape. Așa, văd că mai vine și un luț. Spor de la Alex. Mergi tare mult de luț, Alex. Edit Pro, mergi că te-ai abonat. Când va fi terminată toată harta României? Păi nu putem da o dată exactă. Pentru că se... Cum să spun? Poate să fie influențată data și timpul care o să dureze, care o să ne ia să o facem pe toată, diferă.
De exemplu, poți să intre membrii noi în echipă și să ne mișcăm mai repede. Sau poți să mai plece membrii, știi? Să ne mișcăm mai încet. Depinde și de SCS și ce versiune lansează. Sunt mai multe. Așa, clar, eu cred că va lua mai mult de 2 ani toată România. La scara 1-5. Gândește că la momentul de față, cât e gata din România, ți-a undeva la, cred că, 6 ore să te plimbi pe hartă peste tot. Dar uite toată România. Unde găsesc editorul de hărți? Păi, Digi Matei, dacă ai jocul Eurotrack, ai și ai automat și editor. Trebuie doar să-l activezi. Și dacă te întreb cum, sunt tutoriale. Ce de nou, tot ce de la SS, adică de noile vești. Marc, te referi la nou DLC? Mă gândesc că la ala te referi. Dacă da, ce să zic? Adică nu m-a surprins cu nimic. SCS-ul cu nou DLC, mă așteptam ca asta să fie. Nu cred că era prea multă lume care se aștepta la altceva. Mai zero. Bine, Alin, eu am spus minim 2 ani o să ne știi? Și bine, 03 chiar a fost o versiune mai grea, trebuie să recunoaștem, mai complexă, mai... 04 va fi mult mai rapid, cred că va fi cu unirea hărților și toate cele, tot va fi mai rapid. Sunt drumuri mult mai ușoare, nu mai am eu, de exemplu, 100 km de sate. Asta doar ca exemplu. Așa. Două DLC-uri? Păi am spus că vin două. Nu prea m-am uitat exact să văd. Hai că și selectez ceva. Perfect. Perfect. Nu, am spus cum adică unirea hărților. Dragoș, stai să facem. Ok, minim 2 ani înseamnă și 15, exact. Deci, Dragoș, unirea hărților. Păi harta aceasta, deci, stai, deci fosta hartă a lui Andu se va uni cu harta aceasta în 04. Înțelegi? Deci, în 04 va fi și Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare, Baia Mare și tot ce era pe harta aceea. Nu, am spus așa, păi, dar eu cred că ce vă ziceam, dacă nu mai bine. Bine, repet, poți să intre mai mulți membri în echipă să ne mișcăm mai repede. Deci poate să influențeze treaba asta. Viteza cu care facem. Crezi că cei de la DLC se vor folosi de harta voastră? Nu. N-au cum. Este la o scară diferită. Să zicem așa. 18 versiuni. Bine, Cristian, trebuie tăiat un pic faptul că din 04 să ne unim cu o cealaltă hartă, cum am spus, și acea hartă are deja anumite drumuri care ar fi fost programate pe harta aceasta, deci din start, cum ar veni, sărim câteva versiuni. Se scurtează, să zic așa. Landu, da, bine, nu este foarte diferit, dar, într-adevăr, unde o să fie nevoie de rebuild sau rectificări, o să fie făcute. Asta e logic. Da, bine, toate zonele, nu doar Cluj vor fi băgate, deci tot. Plus că noi avem o salvare cu ce s-a mai lucrat, nu de la ultima versiune lansată atunci oficial de ei. Cu Sighișoara, cu... Deci avem și orașele astea, Sighișoara și centura Brașovului, avem... Deci o să fie cea mai mare versiune 04. Dar nu poate fi unită, e tot la aceasta. Nu, este la o scară diferită, Cristian, dar nu asta e problema neapărat. Poate fi unită. Salutare, se bag acasă, Andrei. Bine venit. Am duce anunța, păi nu știu sigur. N-am lucrat la harta aceea, pe atunci nu știam ce la editor. Dar, na. Dragoș, mi-ai zis că te-ai abonat. Cred că n-am mai avut timp. Cred. Asta cu dau cu părerea. Nu pot să știu sigur de ce a abandonat el proiectul.
Pe rebuild totuși nu ține cât ai face de la zero. Exact, exact. În unele zone vor fi făcute doar rectificări, gen câteva modificări mici, să zic așa, nu de la zero. De-aia vă luăm mai puțin. O să treabă super bună față de ce de SGS care are o echipă foarte mare. Exact, exact, Dragoș. De acord cu tine. Între Pitești și București vei face doar a 1? Posibil. Nu știu sigur. Rămâne de văzut, Nicu. Dacă o să fim foarte mulți, poate o să fim și național. Dacă o să fim mulți în echipă și avem timp. Dar așa, cred că doar autostradă. Pitești-București, nu sigur. Autostrada clar va fi. Pentru că după ce avem puține autostrăzi, nici pe aia să nu le facem. Nu știu dacă va mai fi ceva în plus pe lângă autostradă. Păi, Cristian, scara eu pot să modific și acum. Uite, stai așa. Stai. Display merge? Merge. Uite, deci așa vedeți editorul direct. Dau ai setări și aud aici scara. Map scale, 5-5. Pot să schimb cifra oricând vreau. Deci nu ține neapărat de asta. Ține de distanțele drumului și cum e făcută. Nu neapărat cât scrie acolo cifra aia. Mă înțelegi? Deci aia nu o să fie o problemă. Care al drum? Păi, nu știu. Cred că el se gândește la un național când mă întreabă dacă mai e o să fie și altceva în afară de... Bun. Bun. Pe aici pot să pun ce... Ce aș putea să pun, da, chiar? Uite, să pun niște grâu. Grâu de aici. Material. De asta de pe fundal. Ce, la asta? Stai, Pitești. Pitești. Deci pe aici vine A1. Nu știu, el poate se referă la DN7. Că aici vine Bucureștiul. În orice caz. Normal că va trebui revăzut, Cristian. Asta e logic. Dar tot o să avem mai puțin de lucru decât dacă am fi făcut noi de la zero. Știi? E o diferență. Bine, zona asta e simplistă pe aici, adică cam asta e. Câmpie. Exact, cum spune și Alin. Da, DN7 preferam. Nu știu dacă va fi sigur. Repet, dacă o să fie destui membri și o să avem și timp, cred că va fi. Dacă nu, nu. Deci, depinde. Noi, normal, că încercăm să facem cât mai mult posibil. Brad. Nu. Nu neapărat. Înțeleg la ce te referi cu legătura și alea, dar nu prea merge chiar așa. Adică, e un drum destul de măricel de făcut. Noi o să ne concentrăm, nu pe adăugat drumuri. Conexiunile o să fie făcute, cred, pe la Arad și Neocriș, de fapt, și la Alba Iulia. Astea o să fie conexiune între cele două hărți. Nu ne apucăm să facem un drum deja, știi? Ne concentrăm pe ce am de făcut în 04. Bun, aici îndepărtarea în depozite. Păi iau de aici. Poate se vede asta așa de la depărtare.
Aveam impresia că o să fie mare, dar nu, să fie ok. De fapt, îi dau 75 de metri, că n-are rost să-l fac. Așa. Perfect. Să vină ridicătura. Asta nu știu cât o să se vadă de aici. Nu prea se vadă, să fie. Perfect. Oricum, bine, va fi și drumul ăla de legătură, dar nu în 04. La E79 te referi. Care trece pe la Beiuș, mă gândesc. Da, safe. Stați așa să mai beau și niște apă. Așa. Să continuăm. Ora de stream o limba versiune exact în Sotera, de bine minte. Bun, bun, bun. Stați să văd ce se vede pe aici, în depărtare. Mai am ceva depozite de culoare albastre. Bine, astea sunt undeva pe aici, puse în apropiere de drum. Astea știu că au și... În sfârșit are bine. Bine, bine, bine. Da, au și varianta albastră. Perfect. Așa. Cine să facă transfăgărășan? Păi, n-am ajuns acolo, Alex. Nu stabilim cu 10 ani înainte. Cine face? Noi stabilim... Și drumurile pentru o anumită versiune, când ajunge la versiunea respectivă, se face o ședință și fiecare își alege, stabilim exact ce, fiecare ce face, ce și cum. Mă înțelegi, nu... Nu știm cu 10 ani înainte, eu nu pot să spun acum cine o să facă Suceava, de exemplu. Și, într-adevăr, nu e sigur dacă o să fie Transfăgărășan. Dacă o să fie, o să fie ca add-on. Separat. Bine, asta ar trebui să fac un pic mai mică, să dea efectul ăsta de distanță. Așa, să dea efectul că e mai la depărtare, să zic. Nu prea să observă cine știe ce efectul de asta. Bun, bun, bun. Bine, pe aici am vegetații nebună. Au, da? Silviu Radu, mi-a zis că te-ai abonat. E dată în blană zgomotul la abonări. Mă și speri. Așa. Bine, pe aici cred că trebuie să pun... Da, cred că trebuie să pun vegetație. N-am dat teren cu aia? Nu teren cu... Ba... Ar trebui să se vadă. Așa, acum da. Aș mai împărți un pic asta. Hai să zic un 8. Cu 8. Și dau vegetație. Ce am astea de la Balcani? Adevărat, încă 13 abonați, suntem la 563. Nu m-am gândit că o să o și atingem. Nu sunt extraordinar pomiște, trebuie să recunosc, nu știu, nu mi se pare cel mai genial. Tufișurile, uite astea, parcă sunt mai ok. Astea le păstrez.
Eu sper să fie trans Făgășean, pentru că nu prea mai arată. Bine, Cristian, să nu uităm. Jocul e pentru camioane, nu e pentru mașini. Nu e card simulator, e track simulator. Da, na. Trăim și-o vedea. Totuși aș vrea să împart și mai multe bucățele. Că-i dau cu 12. Perfect. Bine, alea le șterg eu manual, nu vă faceți griji. Bam. No vegetation. Și aici ne scăpăm de... Așa. Să nu avem... Ok. Station. Change, nu? Să zic. Na, rămâne de văzut. Rămâne de văzut, Cristian. Cu Transfăgărășanu. Acolo m-aș duce mai mult decât la alte, spre exemplu, ce două dacă te gândești. Înțeleg ca și moduri add-on cu plată, dar cine să... Care pe acolo locomotivă. Na, cum a spus și Alin, deci dacă o să fie, o să fie ca add-on pe bani. Deci mi-a să iarba prin asfalt. Bine, la noi în România e destul de normal să mai apară și iarba prin asfalt, dar... Și aici trebuie și dars. Dau un save. Mai putem ce există una. Bun. Asta e ultima zonă mai dificilă, să zic așa, că e cu terenurile astea un pic de joacă. Și mă duc lejer. Coace. Așa. Modele. Nu te recut. Așa fion, exact, exact, bine aici, Alin. Hangar, cred că vreau să caut. Nu prea am de culoare roșie cum cel, dar merge. Gen. Asta vreau să le fac treptat din ce în ce mai mici. Hai să zic de la asta încoace să fie mai mici. De efectoarea de departare. Dacă știți la ce mă refer. Uite așa să dea efect că sunt mai departe. Asta aștept să mă întind.
Păi drumul ăla e destul de bun. E mai tras pe și nu merge să te vezi și... Nu merge să bagi banii. Și vezi că trebuie pe aici. Bun, bun, bun. Hop. Ioi. Gata, s-a rezolvat. S-a scămâi și aici. Și aici ar trebui. Gata. Se poate să-l dau și mai departe. Aici mintă... E perfect normal. Suntem în România. Dar chiar cum de noi... Păi, Levop, eu am făcut live și miercuri. Deci dacă te uiți pe canal acum, o să vezi că ai live și de miercuri. Și de acum o să vedeți mult mai multe live-uri, asta e clar. De acum vacanță, nu mai am treabă de miercuri, nu mai am. Dar nu-mi place aia cu biserica. Am avut loc și cred că l-am ratat. Las că-l văd că am delay pe... nu, alarteri. Le văd nu ieri. Miau, de la Ceaurel, mergi tare mândeluț, Ceaurel. Mai vine încă unul de la Alex și unul de la Levo. M-a jucat jocul ăsta din reclamă, păi nu știu, stai să vedem ce joc e reclamă. M-a făcut eu niște salturi și pe 02, în special în zona la 2, dar și pe drumul de la Petroșani. Cred că se mai vede ceva în depărtare. Cum mai e acum drumul? Da, în 03 la Arad e rebuild complet. Deci e destul de diferit acum. Interesant. Ok, Levop, nu ne faci... Depinde. Ideea ar fi că da. Acum am de văzut. De garantat nu vă garantez nimic. Ah, ok, salut tatăl și Levop. Bine, asta trebuie în teren făcut. Nu. La Arad, din câte știu, deci știi, Cristian, acolo era zona aia unde te opreai la cele două trenuri. Acum s-a deschis pasarele pe deasupra șinelor alea de tren și nu mai stai la trenuri. Treci direct peste, e un pod acum. Deci nu mai e nicio problemă acolo. Dacă l-aș împărți pe asta în două, cred că aș avea loc să fac ceva aici.
Da, nu mai ia cu drumul rău. E drumul bun. Și pe asta să-l împart iar în două. Stai, ca ceva idei. Shrubs. Dacă mi le pune, cred că mi le pune în partea asta. Sau? From to. Drumare 300, ia să gătesc. Dar nu le văd. A, de asta nu le văd. Se potrivesc astea, cine știe ce. Acolo am făcut niște salturi cu mine, uite, doamne. A, dar și pe drumul spre Chișinău că și-am făcut salturi mari. Mergi cu 14 de mezer. Asta. Ce am genul ăsta? N-ar trebui să vă mănânce cine știe ce FPS-uri. Bine, deja am mult pe aici. Ne trebuie localizați. Modul unde se localizați. Bine ai venit, rău ani merit. Aș putea să le schimb și așa, dar nu mă mai apuc. N-am mai stat să le schimb. Ultimele modificări, știu că am făcut niște modificări la alea cu... la donații. La diferite sume. Bine, deocamdată n-am primit donații în ultimul timp foarte mari. Ca să le vedeți. Da, tot am modificat bine textul. N-am modificat cine știe ce, nu prea m-am omorât cu ele. Că știu că nu prea am cine știe donații, așa că nu m-am omorât să depun cine știe ce vor. Salutare, Duțe Ionuț, Robert, bine venit! Naiba se numeau. La village le găseam. Parcă la village erau. Să nu spui că nu mai sunt. Ba da, uite-le aici. Perfect. Perfect. Asta clar trebuie făcute mai mici. Ai făcut careva internațional aeroport? Da, l-am făcut. Salutare, Alex. În orice caz. Stai că ți-l arăt imediat și aeroportul. Asta trebuie un pic apropiat.
Dar trebuie să dau un pic de o distanță mai mare la asta, ca să se văd gen un pic mai de departe. Dacă îl dublai. Da, perfect. Perfect se văd. Uite, hai să arăt aeroportul. Aici e minunat aeroport. Tocmai ce a decolat și avionul. Și asta e minunatul aeroport. Aeroportul Craiova. Deci monument frumos, făcut de Alin. Stadionul? E în oraș. Bine, stadionul ăsta e în teorie, l-am făcut, că se vedea de aici. A, uite, ia, pleacă avionul. Vezi, și o să-l vezi așa când treci pe aici, în depărtare. Da, 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 e făcut-o din containere, ca și primăria. Ce mai... 200 de euro. Foarte nasol, dacă ți s-a furat contul. Ce pot să spun? Super nasol. Aveai... N-aveai activat aia cu... de pe telefon. Bine, asta trebuie să mai... O să șterg manual terenul ăsta pe aici, să nu... mă anunce FPS-uri degeaba. Deci da, Alex, ce aeroport e tot din? Pop. Uite că am văzut ceva. Am văzut. Asta aici. Gata. O, și aici. Gata. S-a rezolvat. Nasol, trebuia să o ai activată dacă știi că e atât de valoros contul. Eu am activat-o. Și am codul de pe telefon. Nu m-aș risca. Nici pentru un joc. Dacă l-am cumpărat decât să mi se fure, mai bine nu. Bine, eu uite că aici am și zona asta de completat. De e-mail. Na. Slabă e-mailul. Se fură destul de ușor cu e-mailul. Te recomand acum să-ți faci cu aia pe telefon. Cea mai bună variantă. Sigur că aici e porumb în spate. De fapt nu, e prea mult. Charge-ul. Depărtarea acolo de alurile e perfect. Ce pot să-mi doresc mai mult? Stai că trebuie să mă întorc acum să văd ce e și pe partea cealaltă. Îmi arăți centura canțeleșului că știu că tu ai făcut-o. Da, o să arăt. Stai o secundă. Să mă întorc aici pe map să văd ce e zona asta și îți arăt imediat. Îți arăt până la Lugoș, de fapt, că tot eu l-am făcut, știi, dacă mă și urmărești. Vă mulțumesc și pentru cele 17 like-uri în același timp. Bun, hai să dau un save și mă duc până la Canseveș. Vă, tu, ca...
Hai să luăm cu începutul. Deci aici cum venim dinspre Orșova, respectiv Drobeta, Turnul Severin. Aici am încheiat, bine, nu de aici am început, aici am încheiat-o, dar vă prezint aici. Așa, aici ieșim din Booking. Aici un Petrom. Nu place orașul care se vește în sine, intrarea. De aici deja puteți vedea cât de bine arată, în ce condiție e drumul pe aici. Ia uitați. Petice și iar petice. Nu vă recomand să mergeți foarte rapid pe aici. Atât vă spun. Bine, acolo e din nou orașul. Deja aici se vede orașul în depărtare. Încoace aeroportul. Așa. Am zis că Valea Altului va fi pe promul și va fi Bașcov pe promul dis. Cred că da. Salutare, Kevin. Bine ai venit. Ce a fost semnul din Franța la galben? Ce? A, ăla. Asta aici e bine. De la ultimul update s-a stricat, asta nu erau. Dar aici trebuia, știi, accesul vehicul așa care depășește 3,5 tone este interzis în municipiul Caransebeș. Cu excepția celor autorizate, dar s-a stricat când s-a făcut update. București, nu, 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 nu. Unde? Ah, cred că știu unde. Aici. Asta se repară, nu e problemă. Mai multe petice. Da, știu, știu. Știu, Cristian, că face. Ar fi fost colna să nu știu că Alexandru se... Așa, mai multe petice și iar petice. O grămadă de petice. Bun. La stânga e orașul, doar că nu e făcut. La dreapta e spre Hațeg, respectiv Sarbis de Getusa, DM0, pentru cine îi cunoaște. Bun, acolo, zona aia, de la generatorul încoace, făcut de Alexandru. Așa. Aici continuăm pe centură. Din nou petice. Descurc calitatea CNR, exact, exact. Aici la dreapta, tot de mine. Și pe aici o luăm spre Lugoj. Pe aici se îmbunează puțin drumul. Jupa. Hai să îi dau un pic mai repede, că e destul de lunguț drumul pe aici. Stai că vreau să-mi dau autosave, așa. Ce era stil românesc? Cum stil românesc? Asta e 30. Așa. Continuăm. Așa, bine, pe aici parcări puteți să vă opriți. E că ai pus și pe ruptim. Deci ai grijă, Alin, nu mă supăra că pun și pe acolo. Așa, aici intrăm în județul Timiș, în curând. Mai vine o localitate și după intrăm. Și anume Sacu. Arad din mare parte centura. Orașul nu prea. Nu prea înțeleg la ce te referi exact, Kevin, asta e ideea. Aici aveți minunata primărie făcută din containere, inclusiv steagurile sunt făcute din containere.
Aici, pentru cine o să se uite, o să vadă lacul ăsta aici frumos. Puteți să o și luați pe aici, să opriți. La minunatul ăsta lac. Așa, pe aici continuați. Și aici intrăm în curând în Timiș. Timiș, bine, aici era un monument cu Caransebeș, dar s-a evaporat. O să fie pus la loc, asta e clar. Nu știu ce s-a întâmplat cu el, de a dispărut. Alte petice pe aici. Așa. Aici și din localitatea Jena. Alte petice. Pe aici se strică un pic drumul. Mai multe petice. Bam, 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 bam. Hai că pe aici mă duc un pic mai repede, că e mai mult câmpie. Și am mai modificat și pe centură, pe aici am schimbat semnele. Pe centura logojului, deci semnele sunt schimbate. Și am schimbat semnele până la Timișoara. Dar nu mai stau să vă arăt semnele schimbate. Ok, hai să merg la sensul ăla, să văd. Sfântul Vasile. Bine, venit acolo. Da, știu. Deci la acolo, pentru cine o să-l vadă foarte bine, cine nu, ai. Așa, deci sunt aici. Pe care te referai, nu? Care, deci 30 pe asfalt, da? 30 semne. Salutare, bandit, bine venit. Deci, Kevin, care e buba cu semnul aici? Nu știu, acum compară indicator de 50, că e pe asfalt, cu indicator ăsta și apoi... 50? 50, 50. Bine, stai. Îl pun... De ce nu stau eu acum? În loc să termin centura? Interesantă centura Craiovei. Stai așa, bandic, o să vezi centura Craiovei. Ți-o arăt acum. Că pe live n-ai avut salvarea. Stai că ți-și fiari și centura. 50. Bine, am două variante de 50. O am și pe asta nouă. Dar stai că le comparăm la Craiova, dacă e. Ca să arăt și centura acum, dacă tot. O luăm cu început. Uite. Știu la ce te referi, Kevin. Alea de asfalt sunt de la... Aia cu 30 de la harta lui Andu. Aia e diferența. De-aia diferă un pic. Bun, deci aici... Tu aici se termina. Zero. Detalii de aici încoace. Acum podul e peticit. M-am asigurat eu de asta. Și pe aici continui. Așa, frumos. Aici e o firmă. Bine, trebuie activată, dar... Na. Așa, pe aici o să fie... Să iei spre firmă. Încoace o să fie închis. Acolo e orașul Craiova. Așa. Aici stau băjeții la pândă. Asta e diferența. Dar de ce doar ăla de 30? Pentru că n-aveam model cu 30. Asta e, de-aia l-am pus. Așa, aici avem pensiunea Ștefan, scrisă din containere. Așa, frumos. Semnele nu le băga în seamă ca să o să fie modificate. Încoace iar așa nu o să fie, nu e făcut. E orașul, aici încolo, pe aici continuă centura. Iar petice, specialitatea mea. Avem și luț, cred. L-am ratat, excelent, îl văd după. Așa. Aici al giratoriu. Giratoriu, altă intersecție, că până acum nu fost giratoriu. Aici, de asta nu știu, asta chiar îmi place cum mi-a ieșit. Melis Events, făcută din mai multe clădiri. Ia uite câte puncte am pe aici. E ceva restaurant, dacă nu mă înșel, terasă și strand în același timp. Foarte multe de astea de vândut mașini. Pe aici e în sus. Așa. Bine, și liniile. Deci gândește că și marcajele am stat să le trasez manual. Toate liniile astea sunt puse manual de mine. Hai să vede frumos orașul în depărtare. Bun. Pe aici e parcul industrial, Craiova.
Deci aici e la parc industrial, aici un service. Aici am pus și un garaj. Bine, garajul nu e realitate, dar aici e fabrica de avioane. Bine, aici, asta e cum ar fi zona industrială a Craiovei. Aici o să fie închis, nu o să aveți acces. Garajul așa. Fabrica de avioane conectată direct de aeroport, dar să ajungem și acolo, o luăm și noi la rând. Bun. Pe aici o luăm. Bine, aici se vede din nou orașul cu stadionul, deci ăsta e stadionul aici, se vede frumos. În depărtare. Bun, aici se termină centura de nord. DLC-ul format bani. Da, e și centura pe DLC, dar mult mai scurtă. Normal, 19. Aici o ieși pe oraș, doar că o să fie închis aici. Aici e locul haterilor, se știe. Și a benzinărie mall. Bun. Încă o firmă și de aici cred că poți pleca. Aici e aeroportul. Aici e opera, să zic așa, făcut din containere totul. Tot aeroportul e făcut din containere. Vine și avionul. O să fie fain că avionul o să treacă pe aici, pe deasupra. Deci când o să treci pe aici, o să ai șansa să-l vezi cum decolează sau aterizează pe deasupra. Bine, e o șansă. Poate nu-l vezi. Așa, monument frumos. Deci ăsta e aeroportul internațional Craiova. Aici ai și un metro. Puteți să vă luați de aici cursă. Bam, bam. Mă bucur că îți place bine. Se putea și mai bine, dar merge. Și noaptea l-am făcut, știu că se vede ok și noaptea. Da, e ok, e ok. Op. Uite că și deculează, îl vezi așa direct cum trece pe aici. Vii frumos și vezi cum pleacă. Și pe aici continui. Aici e un dealer Iveco. Aici Volkswagen. Din nou făcut din mai multe clădiri. Un hotel făcut din containere. Specialitatea mea. Fiat. Rompetrol. Aici dealer de Mercedes. Așa. Aeroportul Craiova. Se făcut din containere. Da, și scrisul. Și scris aici tot din container. Așa. Iar un depozit de mobilă tot din containere. Așa, clădiri. Cu o benzinărie. Bun, încoace o să fie spre Balș. Aici pe DLC tu mergi înainte. Spre Balș, Pitești respectiv. Pe aici o să fie închis. Asta o să fie într-o versiune viitoare. Deocamdată o să fie închis. Pe aici începe centura de sud. Eu n-am DLC-ul cumpărat, bandit. La momentul de față mi se pare foarte scump. Așa. Deci n-am DLC. Eu folosesc modele, am niște modele puține din DLC, știi? Am câteva modele. Accesam, dacă aș avea DLC-ul. La o parte am deocată. Bun, deci aici e centura de sud. Așa, pe aici frumos. Pe aici trece peste calea ferată. Aici e o parcare unde o să puteți să și dormiți. Op. Aici au venit băieți și au dat cu scârți. Da, da, exact, exact. Bani sunt date și după aia Pitești. Dar aia o să fie într-o altă versiune, dacă nu mă înșel. Și am încă o parcare aici, pentru cei care vin din sens opus. Și aici au făcut scârțuri băieții. Așa. Perfect, pe aici o luăm frumos. Și aici am rămas eu. Ți-l cumpăr, dar nu e nevoie, bandiseos. O să le iau și eu când se mai reduce, nu. În orice caz, și aici se termină. Că am urât frânele alea. Păi aici au făcut scârțuri. Deci aici așa e realitate. Eu am făcut ce-am văzut pe Google Maps. Uite, hai să vă și arăt, să nu spuneți că nu. Display capture, ia uitați aici. Să nu spuneți că vă mint eu. Scârțurile aici pe asfalt. Puse, deci nu e nimic din capul meu. Tot ce e făcut după Google Maps. Nu e făcut nimic așa de să fie. Că n-aveam de ce să pun așa degeaba niște alea să vă mai începe pe seul. Bun, și aici se termină ce am făcut. Și ce mai am de făcut e până aici, până la giratorul ăsta.
Aici o să fie la dreapta spre Craiova. Dacă nu mă înșel, o să fie și... Bine, pe viitor o să fie și fabrica Ford. Și pe aici spre Caracal. Dar eu aici termin. Și după ce termin drumul ăsta, mă apuc de Sebe și Alba Iulia. Deci asta a fost prima dată centură a Craiovei. Dacă termin astăzi centura, îi dau salvarea lui Alexandru și poate o actualizează pe, știi, la beta testări. Ca să poți să și dai cu teste. Să mergi pe aici. Bun. Hai să mai dau un save. Să continuăm. Să mă întorc înapoi cu Street View. Bun, încoacem. Cam grosesc la... Da, a venit cu camionul, cu tot cu remorcă le-a făcut. Salutare, Alexandru. Bine venit. Am făcut scârțuri camioanele pe acolo, ce vorbești? Trebuie Alexandru cu autostrăzie, dar... Bine, cu o singur... Două autostrăzi, de fapt, da, ai dreptate. Că a făcut și A6 și A1. Bun, continuăm aici. Sau stai, nu, stai că eu sunt că pun aici. Ah, da, chiar ești din Craiova și intri în România. Adică e semnul ăsta pus aici. Uite, ăsta Alin, nu știu dacă e făcut să se reflecte noaptea. E model. Da, așa în realitate, deci... Odată... Stai. Deci aici ai ieșit din Craiova și aici ai intrat în România, știți? E... Unde-ți luați DLC-ul că l-am luat? Vorbesc serios? Mersi tare mult, dar chiar nu era nevoie. Unde să mi-l nași? Pe chiar nu știu. Poți să-mi dai pe Steam sau să-ți dau eu dacă vrei. Nu cred că te... Nu te ia pe Steam. Și mi-l dai printr-un mesaj, codul sau astea. Mersi tare mult, deci chiar nu... Nu mă așteptam, mersi tare mult. Bun. Stai așa să văd. Îți dau cu shot. Din nou, mersi tare mult, nu... Chiar nu era nevoie. Friends. Other friend. Bine, mă gândesc că numele ar trebui să-l știu, care e. Și ar trebui să mi-l dea. Sau l-ai împreunat, oare? La fel ca aici. Da, păi m-am gândit că e la fel ca aici. Owner, România Elite, România, 6 prieteni în comun, cred că asta e. Nivelul 176. Cred că asta trebuie să fie. Hai că am trimis cere. Bun, hai că am trimis-o. Din nou, mersi tare mult, nu... Chiar nu era nevoie. Așa, stai să mă și întorc unde s-a rămas. Aici. Îi dau și un save. Ah, bun, hai că l-am primit. Vă scrie în poză. Da, văd. Nu cred că are nimic dacă îl activez în timp ce sunt în joc. Stai, să nu se poate și pe live. Nu se vede. Perfect. Din nou, mergi tare mult. Chiar nu... Prima nici mă așteptam.
Gata, s-a activat. Mergi, deci din nou, mergi tare mult. Mâine vedem live când te plimbi pe dealți. Eu mâine plănuiam să mă apuc de drum următor, da. Dacă vreți live, finish. Din nou, mergi tare mult. E mult de acolo. Mersi, mersi tare mult. Asta adică. Bun. Hai să continuăm. Deci ce-am pe aici? Păi stai că mă dusă-i. A, toporul împam. Dar aici ca să nu fie același fel de porumb, un model. Corn green, tac, ia uite-l. Bună, Cristina, pe mit. Perfect. Vine drept. Dar îmi place că porumbul dispare dacă mă uit dintr-o anumită perspectivă la el. Super! Mai dispare și altceva sau doar porumbul? Hai că am înțeles. Am înțeles. E pus pe șotii. Foarte tare, spate, așa că modificăm terenul. Poate o fi de la teren problema. Acum dispare? Da, nu era de la teren. Cum merge? Merge? Cum să meargă? Termin acum, să zic, azi. Aș vrea să termin. Centura, da, rămâne de văzut. Bun, asta cu porumbul o să mă uit. Singura, ultima dată când mi-a făcut faza asta să-mi dispară, obiectele era într-o zonă în care aveam foarte multe detalii, dar eu nu cred că am atâtea detalii aici. Pe câmpie. Cum să fiu? Deci... ultima dată, cred că pe drumul Târgu Jiu-Craiova dispăreau itemele, că aveam prea multe detalii și începeau să dispară din ele. Când mă uitam așa, dar... aici nu sunt detalii atât de multe. O să reintru eu în editor după asta și văd dacă e problema. Dacă nu repun iar Brazer-ul, nu e problema. Să văd ce are. Ce probleme are, ce bubică are. De nu vrea. În rest văd că nu dispare nimic în rest. No, nu dispare nimic, decât porumbul. Interesant. Dar e ok că sunt obișnuit cu SCS și problemele lor, deci nu e prima dată când mai îmi face figuri. Nu mă mai impresionează bug-urile SCS-ului. Bun, încoace cum am. Are și aure live. Ah, și aure live acum. E rușinos. Să știi. E rușinos. Bun, aici folosesc chiar noua mic unealtă. Noua mic unealtă de la SCS și facem niște dealuri. Uite așa frumos. Treaba e să selectez ce vreau să selectez, nu ce vrea el. Ce mai frumos de dealuri. Uite, de exemplu, mic unealtă asta de la SCS e bună. Chiar îmi place cum a făcut SCS-ul treaba asta. Ce vreau mai lucrez la hartă? Păi deocamdată nu mai are ce face. Adică nu mai sunt drumuri. De exemplu, hai să... deci, mai e drumul... bine, stai așa. Centura, ca să știi... deci centura nu era planificată pentru 03, ce fac eu acum. Deci ce fac eu acum, mi se pare că era pentru 04 sau ceva de asta. Dar eu am făcut-o când aveam ce face, după ce am terminat. După asta, eu fac drumul Sebeș Alba Iulia. Ăla e pentru 03, are vreo 15 km. Și cam atât. Asta mai e. Mare Alexandru de terminat... aia, cum îi spune, autostrada.
Orașul Craiova e pentru 05, o să fie. A, în 05 o să fie făcută legătura... Da, 05 cred că e. O să fie făcută legătura prin oraș cu E79 care merge la Calafat, știi? Stai să văd cum se văd dealurile. Se văd? Un pic cam mari. Și aici ar mai trebui ridicate un pic. Da, e că nu prea mai e de lucru la momentul de față. De-aia sunt foarte mulți care n-au nimic de făcut deocamdată din membri. E, ce, se văd ok dealurile astea. Așa în depărtare. Că eu zic că arată ok. Nici prea înalte, nici prea mici. Nu mai bune. Stau save. Perfect. Bornul pe save. Aici. Acolo am văzut o mică problemă. Și anume. Gata. N-ar mai trebui să se vadă urât acum. Da, e bun acum. Treaba aici pe sus se vede, se vede ok. Nu poate să se vadă cu fără problemă. Perfect. Perfect. Pe aici până la capăt cred că am numai câmpie. Am impresia. Da. E chestia în depărtare care nu-mi dau seama. Salutare, Gabriel. Bine venit. Ce naiba e? E pe drum? Good. Când iese 03? Încă nu avem o dată oficială. Când o să avem o să vă anunțăm. Eu nu să aproximez că într-o lună maxim 2 iese. Nu mai e mult. Hai să pun parapeți pe aici. Acum să nu mă credeți pe cuvânt că într-o lună sau 2 iese. Eu vă spun ce cred eu. Bun, parapeți cum am. Deci aici se termină parapeții mea după podul ăsta. Păi bun, atunci facem așa. Pac, pac, pac. Până aici. Și de aici ai dat parapeții și de acolo se termină parapeții. Perfect, atunci. Bun, așa. Stai că modificai drumul din greșeală. Ce ura și o să aibă 03? Păi, o parte intrarea și centura Craiovei. Bine, centura nu știu dacă va fi băgată. Rovinari, o să treceți pe acolo, Filiaș, Târgu Jiu refăcut, Arad refăcut, Timișoara, bine, centura Timișoara e refăcută. Hațeg, o parte din el refăcut, centura Caransebeșului, așa, ce mai e? Pe la Ilia mai e refăcut. Și te referi strict la oraș, întrebi. Alba Iulia, Sibiu, Sebeș. Ce ar mai fi? Bine, de fapt ce tot spun? Gabriel, scrie semnul exclamării Harten și îți dă naibot link și vezi acolo în 03 ce apare. Exact, eu poate mai ratez din ele. Așa măcar vezi exact ce și cum. În orice caz, sunt destule orașe. Asta e clar. Bun model. Și aici îmi trebuie stâlpi reflectorizanți. Bam. Uite asta, nu știu dacă i-am spus lui Alexandru, dar ne-ar trebui model de stâlpi reflectorizanți românești.
că SCS-ul nu i-a făcut pe DLC. Și ar trebui să avem. Că ăștia sunt și nu sunt ok. Bine, ăștia sunt din Rusia, ce pune aici. Fac. Uite așa. Da, mă, pe aici are iasă iarba. Sfântele Dani Iriceab, bine venit. Valea Mureșului. Valea Mureșului. Te referi la drumul Arad Deva? Că pe acolo știu că mai treci pe lângă Mureș. Dacă nu mă înșel. Nu cunosc nici eu pe din afară, să fie clar, deci nici eu nu știu totul pe din afară. De pe hartă. Stai, că aici e iarba, de fapt, problema. Gata. Să mă asigur că nu mai iasă pe niciun de iarbă, nu? Perfect. Arad Ilia. E refăcut o parte. Și va fi refăcut complet, dar pentru 03 e refăcut până aproape de Lipova. Dar oare dacă întind eu porumbul ăsta? Mai dispare? Da, tot dispare, am înțeles. Excelent. O să verific, repet. Ceva nu e regulă clar acolo. Așa trebuie să conectez parapeții. Deci, vine Luț. Iar l-am ratat, bravo mie. Excelent. Cred că se referea, ai jucat jocul din reclama asta? Nu cred că l-am jucat, mai este de Luț Levop. Și mai vine un Luț de la Daniel. Luț. Mersi tare mult de Luț. E Daniel. Perfect. Așa. Ia, stați așa. O secundă. Bun, hai că am revenit. Venise poșta română cu plicuri, dacă vă întrebați. Așa, Alex, știi de unde e apocalipsa FSR de la Petroșan? De la Walker. Și eu le-am duc cu muvări. Peste tot. De la asta era problema. Hai că da. Păi e bine atunci. Bine, oricum cred că Alexandru va face o optimizare și pe acolo. Cum a făcut la Hatzeg. Așa. Perfect, bine, și trebuie pus manual. Ia frumos de aici. Și punem manual. Perfect. Îți dau un save. Iar trebuie să mă întorc cu Street View. Excelent.
Am și semne, trebuie să pun și semnele. Să nu ideile. Ia să vedem aici cum vine. O să fie legat cât mai frumos, știi, să nu se observe prea mult diferența. Se încheie fix aici. Aici, după cum se vede, se termină planeta. Nu se mai termină nicio planetă. Puteți sta liniștiți. Perfect. Perfect. Cred că atât. Trebuie cu astea. Da. Bun. Și acum trebuie semnele. Ah, să nu uit. Și stâlpi de iluminat strada pe aici. Să nu ieși idei. Doar trebuie să vă distrug FPS-urile, să știi. Până aici. Da. Să-mi dau și un save. Bun. Trebuie să nu asta, dar eu. Diego, da. Asta nu-i din contai. Orice se poate face din container, știi bine, aici. Dacă mă supăr, fac și stâlpii ăștia reflectorizanți, având în vedere că noi nu avem model românesc, îi fac și pe ăștia din container să fie mai apropiați de ce e România. Să vedem cu semnele acum, dacă mai am ceva semne. Da, mai am. Mai e tot unul de ăsta. Dacă mă încoarci. Și anume aici. Perfect. Bine, am și stâlpii de curent de pus pe aici, dar e bun. Nu e problemă nici cu ei. Eu vreau să fim mai ok la capitolul XP pe curse, fiindcă scaronul 5 comparație cu 1, nu știu. Ține atui, se compare cam 4. Că rucinește. Păi cum, n-am făcut eu? Ia uite, stai așa. Cum n-ai vrea să nu fac eu toate din container, că am făcut și de alea. Nu merge la Ilea și țară pe unde am mai făcut eu. Din containere. Ia uite că au unul pe aici. Stai așa. Parcarea asta aici. Stai să o încarce. Ia uite. Cum să nu fac eu din container? Deci orice se poate face din container eu am făcut. Ia uite aici, frumos cu geamuri. N-ai ce zice. Ce putere am folosit eu aici? Asta ia să-l copiez, că poate îmi trebuie. Să nu știu nici deja.
întreținut ăștia de la CNIR, Alin, de când au preluat lotul, au întreținut ei. Putem avea încredere în ei. Stai că vreau să le compar. Să știi că asta s-ar potrivi mai bine. Și cred că pe asta o folosesc. Trebuie doar să fac mai mică. Adică un... Are și de asta, dar are. E perfectă. Mult mai calmea decât ce am pus inițial. Perfect. Dau save. Bun, acum în sfârșit cred că pot să continui cu așa. Ce se internă parapeții în jos. Perfect, atunci. Asta îmi place mie pe harta unde. Așa se ide. Așa de contare e mai. Le par ceva. Să știi, să știi. Că bine zici. Sunt magice, sfinte containerele. Doar să le menționez numele și deja se întâmplă minuni. Hai să mă uit în avans de aici, că vreau să pun din start astea pe margine. Se mai face la un moment puțin parapet. Să începem la capăt cu stâlpii. Da, pare că da. Da, 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 să începem în capăt, cred. Da, până în capăt merg stâlpii. Exact, de două ori pe seară, ora exactă. Ce să-ți dorești mai mult de atât? Perfect. Bun, hai că rezolvat o treabă de start. Topia și alte care sunt în scaun. Păi Grand Utopia, Cristian, din nume cred că îți dai seama că aia nu e reală. E făcută din cap, chit că e unul la unul. Aici nu știu, parcă tot aș mai... Dar nu, că e ok. Așa e realitate, adică... Nu știu, mie, eu nu s-o obișnuit să am așa un peisaj atât de gol. Dar așa e realitate, n-am ce să-i fac. Așa
Așa, stai să mai beau și niște apă. Perfect, hai să continuăm. Cât e ceasul? 5 fără 20. Cam o oră mai posta live. Deci într-o oră trebuie să termin. Și cred că termin. Pentru că efectiv ce a rămas e gol. E câmp. Hai că trebuie să faci harta Sahara. N-aș putea. Și atunci dai bătaie. Deci n-aș putea, crede-mă că n-aș putea, adică să fac harta, mi s-ar părea pur și simplu așa, prea puțin detaliu, nu știu. Nu s-o obișnuiesc, adică uite-te și tu. Mi s-o arată de gol. Super gol. Eu s-o obișnuit cu o grămadă de sat, o grămadă de case, de detalii, de nebunii. Când dau de câmpie e așa, normal. Că-i dau bătaie. Deci un live termin toată harta. Păi să știi. Să știi că într-un live aș putea să termin o hartă de aia întreagă. Asta nu vreau să ia acolo în sus. Mai vede și dealul? Se vede, cred că și dealul. Ce containere? Da, fac nisipul din containere. Să știi că am un container potrivit pentru culoarea aia a nisipului, deci... Dar nu-mi dau seama ce e ăsta. Ce poate fi asta? Torn de apă nu cred că e. Ia asta, să vă dau un pic, să vă dau și voi cu părerea. Ia spuneți-mi, ce credeți că e ăla? Așa, ca să vă faceți o idee, cam asta e ce rămase mie. E simplu. Dar nu-mi dau seama ce e ăla. Sunt ceață. Adică... Dar nu cred că e turn de apă. Nu pare a fi. A, perfect, mersi. Mersi tare mult, Alin. M-ai salvat, stai să-l caut. Stai să văd cum radar, cum îl caut, să-mi uite-l. A military radar, dar e bun. E bun cum arată. Uite. Să știi. Vine asta o bag. Vine gen după copaci. Ce ciudat pare să se vadă așa acolo în depărtare. Perfect, mersi tare mult, Alin.
Pe aici mi se face și șanț pe marginea drumului. Din nou, sunt texturile astea stricate și nu pot să-mi dau seama exact eu ce textură folosesc. Asta e o mică mare problemă. Stai așa, e șans pe ambele părți? Da, pare că da. Da, am văzut ca și de alea. Bine, nu prea știu încă cum mai exact. Știu că la curve, la canal 01, bă, că asta trebuie să fie. Da, uite, asta e. Da. Tot pe centura de sud de la Craiova ești, da, tot acolo dau termin, cum a spus și Daniel. Dar nu dau seama exact cum să le fac să nu... Ia stai. Stai textura pe margine. Stai că mă băga și în ceas. Deci așa ar veni, dar... Bine, nu prea am să... Sau ar merge poate aici pus. Elimină textul ăla. Păi cum? Stai așa. Că mă băga și în ceas. Te referi să-i dau... Se dau cu invizibil sau cu... Sau așa? Așa cred că te referi. Vine unuț? Da, vine unuț. Stai așa. Luț, de la Daniel, mergi să rămân de luț. Cred că așa te referi. Cred. Exact. A, deci așa. Păi stai că acum trebuie să selectez iar tot. Să șterg șanțul de-l pus să iau. Primul dai să șterg brașul ăla. Așa. Să fac așa ce. Stai, ești curios. Dar nu pare să se încadreze genial. Să trebuie șters doar unul. Stai. A trebuit șters doar unul. Ca
ca să mint, dar pare prea mic spațiu dacă bagaj. Cred că așa trebuie. Mai mult ca sigur așa trebuie. Mulțimea de 1. Mulțimea de 1. Păi, nu așa vine un metru. Cred că așa. Eu cred că așa trebuie să vină. Bine, mă intră iarba prin el, dar... Salutare, hardcore, bine venit! România HD e în căutare de șofer dacă... Ai, că da. E ok, cum e? Ai, că am țins. Nu știu, cel mai mare fan al promovărilor. Nu, nu prea sunt comunitățile, să fiu sincer. Acum, cum? Pur și simplu, cum a reușit să o fac pe acolo? Dar nu nimic. Trebuie să-i dau înapoi. Ca să o recuperez. Hai. Când n-ai vă șterse? Când îți zbură mie mouse-ul cu ea? Exact. Gata, așa. Plus că nu sunt cel mai bun la parcări. Na, îmi pare rău, dar nu mă bag. Păi mă atât deocamdată. Și ca să n-am probleme cu vegetația, gata, perfect. Așa fel încât să nu mai... Așa. Interesant și cum face ce pot să spun. Aici se legează și alte nebunii. Nu, că aici deja vine Vertexul, Brazerul ăla și de aia. Până aici. Ai mai descoperit ceva, să știi. Știi cum se zice, cât trăiești, înveți. Așa și eu. Cât lucrez de ei, tot învăț. Uite, iar o făcui pe elată. Cum reușesc să le șterg? Cum? Îmi zboră mie mouse-ul mai pe acolo. Deși mi se pare ciudată varianta aleasă de SCS să facă... Iar îmi zboră mouse-ul. Mor pe aici. Gata. Am înțeles. Hai că da. Sper că nu mai știi și altceva pe în altă parte, că nu e ok. Fac așa de sus, să nu mai zboare niciunde. Și tot. Nu știu cum, dar tot reușești să tai în altă parte. Cum? Efectiv cum? Cum naiba? Una.
Uităm stânga-dreapta. E ok, e ok. 2. Și trebuie să mă uit în permanență să nu șterg altceva. E un bug, mă gândesc că e un bug. Și sper că e un bug. Mă tot uit, că după aia mie că trebuie să dau înapoi mult, sau să pierd. Mai dau pe aia asta fac, nu dau multe clicuri. Ia uite unde selectase. Fac, până aici. Și acum o să fie treaba, treaba. Fac, fac, fac. Bine, asta aici e brazerul, de se vede așa. Gata. Bine, aici pot să rezolv imediat. Pune Sky Vertex. S-a rezolvat. Stai, că mă joc un pic cu Vertex-ul aici. Chiar așa mie place să mă joc cu Vertex-ul. Voilà, gata. Salutare, George, YouTuber-ul. Bine venit. Când va costa versiunea... Ce iese? Păi va fi 5 euro pe Paysafe și 3 euro pe PayPal. Pe Paysafe e mai scump pentru că din câte am înțeles sunt mai multe taxe. Ce am genul ăsta. Nu știu dacă e sigur 100% prețul ăsta, dar eu de asta știu. Nu cred că se va mai schimba. Perfect, let's go and save. Nu știu dacă poți plăti cu card bancar. Asta trebuie să-l întreb pe Alexandru când o să fie pe film live de lui. Bun, și pe aici am... Bun, de ce nu mai... Și nu mai... Câmp. Ceasul este 5. Timpul mai este. Partea lipită? Stai un pic. Ce parte lipită? Te referi aici. Te referi la fosta harta lui Andu, aia nu e încă lipită deloc. Aia va fi 04. Da, aia va fi 04. Îmi pare ăsta, dar deocată. Dacă vrei, poți să plătești 23 de euro, cred. Sau ce-am genul ăsta, 25. Și să devii VIP și automat devii și beta tester. Și ai harta la testing. Dacă vrei... Neapărat. Din câte știu. Unde ești acum? Pe centura de sud a Craiovei. Aproape de final. Dar recomand să te uiți pe forum un pic. Că scrie acolo prețul la VIP. Știi? Intră pe forum. Și acolo scrie exact la VIP și toate cele, dacă nu mă înșel. Și dacă ți iei VIP-ul, ai și nu știu câte versiuni garantate, gratis. Știi, dacă nu mă înșel. Deci mi se pare avantajos să ți iei VIP-ul. Partea Târgu Mureș pe acolo, cred că o să o ai la beta testing, nu sunt sigur. Întreabă și tu pe acolo, pe forum. Și uite-te pe acolo. Nu le știu pe toate bine afară. De ce să mint?
Nici nu vreau să vă spun ceva ce nu, nu sigur. Perfect. Și mai am parapez din când în când. Dacă așa, să promești, vă dați seama că... Da, repet, vezi pe forum. Exact acolo. Mai multe detalii. Eu să zicem știu în mare. Și oricum, deci, repet, harta poți să o testezi dacă ești beta tester și ai și VIP-ul, na, repet, o testezi, aveți acolo pe forum, dacă nu mă înșel, de download pentru beta tester, ceva genul. Și o testezi. Deci, nu știu ce ți-ai dori mai mult. O să ai actualizată din când în când, știi cu ce mai lucrăm. Deci, mi se pare destul de avantajos beta să fii beta tester sau VIP, na, în același timp. Perfect. Cred că da, nu sunt sigur. Repet, uite-te pe forum pentru mai multe detalii. Și cred că am și comandă pusă la Nightbot. Dacă scrii semnul exclamării forum, ar trebui să-ți dea link Nightbot-ul. Stai să verific. Nightbot. Login. Dar eu așa știu că avem. Commands. Custom. Da, dacă scrii semnul exclamării forum, vezi acolo. Pe forum direct. Ceea ce și recomand. La ce secțiune? Stai că n-am mai intrat de mult pe forum. Nici eu nu mai știu exact. Cred că la info. Nu, 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 nu la info. Uite, la support us. Acolo pe forum support us și apoi how to become VIP. Și aia acolo. Scrie exact. Uite, 10 versiuni premium. 23 de euro, moderator pe forum, cu primești harta cu 2 săptămâni înainte de lansare, mai devreme de beta tester. Na, asta e... Vezi tu exact pe forum acolo. Pentru detalii mai exacte. Așa. Aici o să trebuiască să mă joc un pic cu terenul, că este cam stricat. Vă cumpăr acum? Păi, cred că poți, nu știu. Repet, verifică pe acolo, nici eu nu știu exact. Trimite acolo, trimite pe pagina de Facebook mesaj. Spune acolo că vrei să devii VIP și trebuie să-ți răspundă Alexandru, mă gândesc. Că dacă aș ști exact, ți-aș spune și eu, crede-mă. Na, e destul de vechius link-ul, se poate. Repet, dă-i mesaj pe Facebook lui Alexandru, pe pagina de Facebook.
Să vezi că ți-ai mai se fac modificări sau se va publica direct 04? Păi, în primul rând, în 04 vor fi drumuri noi programate pe harta asta și va fi unită cu cealaltă hartă. Inițial se vor uni așa, fără modificări, și pe parcurs se va tot modifica. Știi, uite, văd că ți-a spus și Daniel acum. Deci pe parcurs ce noi avansăm, o să tot modificăm. O să reactualizăm, o să... știi. De când lucrezi la mapă? De anul trecut, din septembrie, am intrat în echipă. Sper să nu regret că iar folosesc asta. Na, atunci, repede, trimite iar un mesaj. Și-ți răspunde. Nu. Poate nu răspunde foarte rapid, dar ți-a răspuns, răspunde, știi sigur. Bun, atunci așteaptă să-ți răspundă. Bine, eu șansul cred că l-am și pe aici. Da, l-am și pe aici. Până unde am șans pe marginea drumului? Dacă îl fac de acum. Până în capăt. A, da, până în capăt. Până în capătul capătului. Nu pot primi și acea parte să o testez, să mă... Cred că pot să o testez și pe acolo. Repet, întreabă. După ce îți răspunde Alexandru, întreabă-l. Nu exact. Că, repet, nu știu toate detaliile. Că ți-aș spune. Știi doar. Stai că iar apăt. Bun, o luăm 1, câte 1. Ok, mă uit din când în când să nu dau click unde nu trebuie. Nu știu cum au făcut ăștia de la SCS. Acum nu mă mir că le-a luat atât DLC-ura. Dacă au stat să dea click cu click. Răspunde și fac gata. Ok, atunci. Stai, mai verific să nu dau unde nu trebuie. Continuăm. Dacă așa lucrează și SCS-ul, e clar. Pur și simplu n-am răbdare să dau click cu click, cum au făcut ei o țară întreagă așa. Cum? Sper că ei n-aveau bug-ul ăsta. Sper să fie rezolvat. Ia uite. Ei, se putea să... Din fericire nu e ceva grav, că pot să o rezolv imediat. Asta nu fost grav. Putea fi rău. Asta este mult mai mult și de traiată. Mersi. Mă bucur. Oricum,
Nu cred că e cineva în afară de cei care iubesc până în măduva oaselor SCS-ul să nu-și dea seama că harta asta e mult mai bună. Atât. Atât. Din cu. Să vedem cum se comportă în cur de nebunia asta. Se comportă. Ce pot spune e că se comportă. Nu se comportă genial. Asta da. Ok, aici. Îmi place. Aici s-a stricat treaba. Aici de ce se strică așa? Deci până la urmă nu-i dăm noi drumul înaintea lor. Chiar ar fi fost ceva. Și o să fie limitări, Alin? O să fie limitat sau o să fie... O să-i dea drum așa. Fără limite, fără... Tâmpenii de genul. Ah, se mai îndreptă puțin. Exact, exact, Cristian. Da, se stricară. Tot e bine că îi dă drumul, decât pe naționalul ăla, vai de capul lui. Ar trebui să limităm și noi în joc. Să punem limite, să-și ia toți amenzi pe acolo. Să vezi atunci în jurături. Tot e bine că îi dă drumul, repet. Decât pe naționalul ăla vai capului. Mai bine așa. Acum vedeți și cât trebuie să stă până la prima grupiță. E prea mult, Alin, 20 e prea mult, 10 maxim. Nu are nicio legătură, păi normal că nu are. Da, ce mă așteptați. Salutare, Sour Ioan, bine venit. Din ceva exact, exact. Nu merge chiar așa. Eu nu știu un DLC. Chiar o să-l joc de curiozitate, să caut căruțele acu că l-am. Să văd cum îs căruțe, dacă-s puse în trafic. Au. Sorry, Ioan, mi-a zis că te-a abonat. Deci nu știu cum îs căruțele făcute la DLC. Dacă le poți depăși sau astea. Dacă îs cu asta, o să le punem și noi căruțe. Vă dați seama că o să avem și noi căruțe. La naiba, e România. Dar mai trebuie să vedem. Cum a făcut SCS-ul. Așa. Stați că mie că se strică pe aici. Cărțile sunt movere. Și nu interacționează traficul cu ele, nu-i așa? Ia, stați așa.
Așa. Deci cum spuneam, Alin, să interacționează cu ele sau nu? Hai că da, am avut și un microfon dacă era. Am zis, mersi, Ali. Deci stai să luăm cu începutul. De unde... Deci salut și XH Records. Eu pot să fac să oprească traficul dacă trece o curță. E bine și așa. Așa dacă ar exista numai... Se că trăim în nivel mediu, eu n-am avut. Dar versiunea asta nu... Deci o erai că... și HX Records, editorul se pornise diferit în 36. Salutare, Fanatos, bine ai venit. Merge treaba, merge, merge. Goiești? Nu știu exact. Unde e? Caracal? Păi sunt aproape de Caracal, unde sunt eu acum. E gen la vreo 40 de kilometri de aici, unde mă aflu pe, în hartă, nu în realitate. Așa. Nu știu. Ah, slab, chiar slab. Mai exact, trebuie să faci o scurtătură separată pentru editor, ca să-ți pornească. Sper că o să apară tutoriale cât de curând. Dar, deci trebuie o scurtătură separată pentru editor acum. Cum ai scurtătura la joc. Pe desktop așa trebuie altă scurtătură la care să modifici Launch Options. Poți să faci asta și din Steam, dacă nu mă înșel. Să-i dai Launch Option în... și să scrii la Launch Option Edit. Lângă Craiova e Goști. A, lângă Craiova. Depinde în care parte stai. Că nici eu nu știu pe din afară tot. Încotro, mai exact. Spre Pitești, spre... ce zonă? Deci cum ai... Goiești. Ce DNU-i ăsta aici? 6B? Nu, deocamdată nu e și nu va fi deocamdată. E DN66 pe la filiaș care e rutaș, nu. Deci deocamdată nu.
Da, am văzut unde ești, deci nu, deocamdată nu. Văd că și porumbul ăla dispare. Trebuie să-i dăm un restart la editor să văd. Deci deocamdată nu. Pe viitor poate, cred, dar nu sigur. Mai ales la câți membri suntem în echipă la momentul de față, nu știu dacă o să avem destui oameni să împărțim, să mai adăugăm un drum care are aceeași destinație cu altul. Nu ar fi că e Sighișoara. Păi să fie, în 04 să fie, deci o să poți merge de la Sighișoara la Craiova. Aici, hai să setez un pic iarba mai departe. Din nou, porumbul ăsta e genial. E pus pe șotii, am înțeles. Hai să vedem. E ok? E ok, e perfect. Am văzut la bandit. Va fi pe drumul Găiești, că se află pe drumul pe București, Pitești, că pe drumul este... Am înțeles, Ionica. Să dacă merge. Bine, sper că ai făcut cum trebuie, în primul rând. Că poate ai și greșit. Dacă nu pornește asta, zic. Deci dacă nu se dă vreo eroare, se poate să fi făcut vreo greșeală. Bine, eu acum am mai multe modele pe care aș putea să le pun. Ia asta să vedem. Cam și ceva. Roșii, dacă nu mă înșel. Tomato, ia uite-le. Și ele dispar. Nu, no, nu. No. Uite, ce interesant desfăcut. Întrebare, știu că am și ceva teren la field. La bal? Nu. Potato. Tomato. Ia uite-le. Și am și... Asta, stai să vedem. Care e diferența? Care mi s-ar potrivi mie ceva? Asta de 135. Deci merge... nu știu de ce nu merge. Bună întrebare. Nici eu nu știam că nu merge. Dacă nu merge link-ul, atunci vedeți că l-aveți în descriere, dacă nu mă înșel. Și în descriere trebuie să meargă. Dacă nu, atunci o problemă. Oricum, se rezolvă orice problemă, se rezolvă. Ei să pun gen așa. Dar aici am gândit prea mult înainte, că eu vreau să vină cu fața spre drum, gen. Deci nu e bun asta. De 45, nici 45. Nu, 90 o să fie. 90.
Cred că așa trebuie să vină asta. Mă gândesc. Otopeni? Păi stai să ajungem acolo mai întâi și după aia vedem. Bine, știu că astea se duc și unele chiar decolează. Din câte se poate vedea. Dar sunt sigur că ați fost pe la țară și ați văzut roșiile zburătoare. Nu cred că e ceva neobișnuit. Perfect. Și astea trebuie scurtate. Și astea toate zburătoare. Perfect. Și asta știu deja ce fac aici. Gata. Perfect. Să dau un save. Un pic cam sus. Și mai ok. Da, da, ce mai ok. Atât de aproape de final. Hai să fac până în capăt aici. Să se umbli. Să știi, să știi. Că bine zici.
Spunem și niște vițe de vie. Dacă derapează... Oare îmi poți spune încă o dată cum pot deschide editul? Păi, repet. Facem că... Deci te duci unde ai tu instalat jocul la Windows 64 și de... faci acolo încă o shortcut. Încă o scurtătură. Și scurtătura respectivă intri la proprietățile ei și îi dai la capăt la launching options sau ceva în genul ăsta, dacă nu mă înșel, edit. Adaugi acolo edit. Gen fanul. Stai că nu înțeleg. Uite, ți-a spus Alin ce și cum. Bine, aici se intersectează cu celălalt teren, de-aia face așa urât. Cum aia drumul? Se curbează la dreapta și după aia merge înainte. Bine, oricum, o să fie închis, nici nu mă extind prea mult cu el, dar doar de ideea așa. Bun, aș cântei și eu. Aș vrea să termin pe live, dar termin oricum. În seara asta sau mâine de dimineață e gata. Asta e clar. Hai dau un save. O să vă ceau și blazerurile alea cu porumb de dispar. Dacă le repun eu iar de la zero, în orice caz. Vă mulțumesc și pentru cele 28 de like-uri. Văd că e de la 10 să n-am mai venit astăzi pe aici. Mulțumesc din nou lui Bandit pentru DLC. Vă mulțumesc și pentru toate luțurile și vă urez o seară faină. Hai că da. Stați așa. Is iar live?
Nu cred așa ceva. Hai că mă știu, ești nebun. Stați așa, sunt iară live? Stați o secundă. Nu știu dacă se dă să fie live separat. Ești nebun. Stați așa, că nu e așa. Nu știu dacă s-a dat să fie separat sau nu. Da, să văd. Nu, cred că tot la, în orice caz am repornit iar. Hai că da. Îi mulțumesc lui Marius pentru donație. O venit fix când am oprit. Serios mă vin. Uitați acolo în top. Îi mulțumesc tare mult. Hai că m-am și spirit, eram acolo, gata, live-ul. Îi mulțumesc tare mult. De-am și repornit rapid, că na, trebuia să-i mulțumesc. În orice caz, acum chiar închei. Nu cred că a apărut pe live donația când a venit, din păcate. Bine, nu știu dacă... Nu sigur neapărat, o repornit oare? Că eu nu-mi dau seama aici. Chiar nu-mi dau seama. Pare să fie repornit. Dar trebuie să fie alt live separat. Dacă repornit, el spune că sunt de un minut. Ceea ce înseamnă clar că e alt live. Sau nu. Aparent. Lasă așa. Că nu-mi dau seama. Stai în chat. E doar studio. Omite. Să luăm eu să văd. E live sau nu e live? Nu cred. Ba da, ba da, ba da, sunt live. Nu pot spune că sunt live. Ia să mă mișc așa un pic, să văd dacă se vede și pe live. Da, ale, sunt live. Bun, e bine. Deci de asta am repornit rapid. Vreau să-i mulțumesc lui Marius pentru donație. Bun, acum din nou, închid. Seara, fain.